Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Ne-am întors în Dobrogea și, bineînțeles, când venim în Dobrogea ne întâlnim cu Diana. Bună, Diana! Bună, bine v-am regăsit și bine ați venit ca să vedeți Dobrogea și într-o altă perspectivă, un pic mai vânt, s-a oprit și ploaia, am eu bafta asta întotdeauna și atunci putem să ne apucăm de povestit. Da, și unde am ajuns? Unde suntem? Astăzi v-am invitat să vizităm Adam Clisi și numai asta vom vizita pentru că avem suficiente obiective care să ne ocupe un interval de măcar jumătate de zi, aș putea spune. Okay. Foarte ușor accesibile cu mașina și de acolo, dintr-un punct într-altul, sunt la câțiva kilometri unul de celălalt. Începem cu monumentul, pentru că este chiar la intrare în localitate. Monumentul Adam Clisi, Tropeum Traiani, așa îl găsim și pe internet, și care este dedicat, într-adevăr, împăratului Traian și are legătură cu istoria antică. În perioada Daciei, când i-am avut într-adevăr aici pe Decebal, au fost acele ultimele bătălii cu Imperiul Roman, când a și devenit partea Imperiului Roman toată această regiune, și au fost niște bătălii foarte sângeroase. Bătăliile au fost una în 101-102 după Hristos, okay, și încă una finală 105-106. Dar pentru că au fost niște lupte foarte strânse și cei de aici, localnicii, au fost extrem de curajoși și extrem de bătăioși, au reușit să fie inclusiv apreciați de romani cu toate, okay, pierderile suferite. Se estimează pierderi de câteva mii de soldați la momentul acela. Și acesta a fost motivul pentru care împăratul Traian a comandat construcția acestui monument pe care îl vedem noi acum în spate și o să-l și analizăm de o parte și de alta, da, care este și închinat regelui Traian, cred că vedem și sus, da, Nerva, Traianus, în partea de sus, cu foarte multe elemente într-o succesiune de etape. Ce vedem noi aici este doar o replică. În momentul în care l-a fost găsit monumentul, era într-o stare foarte degradată și atunci au fost salvate foarte multe piese pe care o să le admirăm mai târziu chiar în muzeul din sat. Și aici este o replică finalizată în 1977. Okay. Mai întreabă lumea dacă putem intra. Nu, nu putem intra. Okay. Inclusiv numele Adam Clisi vine din limba turcă veche, pentru că ei, când au văzut acest monument, chiar și așa cum era degradat în perioada Imperiului Otoman, au zis că este casa omului Adam, okay, un fel de biserica omului. Ei au crezut că este o biserică inițial închinată omului la modul general, fiind atâtea scene cu foarte mulți oameni și cu acea statuie în vârf, iar în credința musulmană, poate deja știm asta, în general, moscheile erau puse și într-un vârf de deal, tocmai ca să poată fi vizibile de oriunde. Acesta și el este pus la fel într-un vârf de înălțime, atât cât permite regiunea Dobrogei, și asta o să observăm de jos de la cetate. Da, ok. Putem să ne apropiem. Să vedem da, ce găsim. Pentru că el este circular, da, are mai întâi un set de trepte simbolice. Putem și urca dacă doriți, deși e un pic de gimnastică. Totul era doar simbolistic aici. Era pur și simplu un monument funerar. După aceea o să vedem chiar și mormântul tumular din spate. Da. Iar toate aceste plăci foarte mari, ele sunt undeva cu o lățime de aproape un metru, dacă nu mă înșel, că se vede de jos cât de bine sunt lucrate, se cheamă metope în limbajul științific și fiecare metopă de fapt prezintă câte o scenă individuală. Sunt mai multe succesiuni, aproximativ fiecare serie are câte 6 metope, care începe de la pregătirea cavaleriei romane, atacul, după aceea atacul infanteriei romane, ne arată și câteva din personajele locale pe care le avem aici, pentru că noi în afară de daci oricum știam de geți și de traci, plus niște sciți care au luptat împreună. Acestea ne vor fi explicate foarte bine în interiorul muzeului, dar ei le-au expus și aici, evident, ultimele serii de metope, încheiindu-se cu momentul în care Imperiul Roman devine cuceritor și cu faptul că cei de aici au fost făcuți prizonieri. No, cineva trebuia să fie prizonier. Dar vedem inclusiv bordura aceasta, sub metope, care este o reprezentare a lupului dacic. De aceea spuneam acea formă totuși de respect, da, pentru cei pe care i-au găsit aici și care au luptat cu foarte mult curaj. După aceea, într-adevăr, sunt doar elemente romane, inclusiv în scenele de sus și cu leul, simbolul puterii. În partea de sus, pe care o să o vedem mai de la distanță, este acel roman. Totul este foarte simetric așezat aici, cu prizonierul dac la picioarele lui. Deci în partea de sus, acolo unde este și leul? În partea de sus de tot, exact. Acolo este și un profil tot așa de roman, pus pe scuturi.
și este făcut simetric, să poată fi văzut și de pe o latură și de pe cealaltă, exact la fel. Din câte știu eu, este chiar un monument unic din această perspectivă a acestei simetrii făcută în permanență de pe orice latură. Metopele în total au fost, dacă nu mă înșel, 56, nu le-au mai găsit pe toate. Oficial, în Muzeul de Istorie sunt expuse 48 și o metopă este expusă în muzeu în Istanbul. Nu știu exact motivul pentru care aceea a fost mutată acolo, că nu este ca și cum e mutată temporar, ci pur și simplu au ei acolo expusă. Dar o perioadă știu că aceste metope au fost expuse inclusiv la Muzeul de Istorie de la București. Ok. Uite, vedem că una e lipsă aici. Da, da, da. În total sunt cam 6 lipsă. Ok. Pe care nici nu le-au mai găsit ca să le reproducă și atunci de aceea au preferat să nu vină cu nimic în completare. Că dacă ar fost probabil găsite niște descrieri, poate ar fi putut să facă niște replici chiar și pentru ele. Aici deja suntem la care, inclusiv la muncile agricole. Am văzut acolo oile. Deci deja aici suntem la populația locală pe care au găsit-o și în funcție de hainele pe care le aveau sau de felul în care își purtau părul și barba, bărbații în special, puteau să aibă diverse forme de căciuli, de acolo știau din ce comunitate făceau parte. Dacă erau sciți, dacă erau traci, fiecare avea alt stil vestimentar și deja aici deveniseră prizonieri, că îi vedem cu mâinile la spate. Da. Deci era partea finală când s-a încheiat lupta și au câștigat romanii, că întotdeauna este versiunea câștigătorului exprimată în istorie. Aici începe atacul. Da. Cu romanii, unde le vedem uniformele, acele bluze mai lungi cu solzi care îi apărau în caz de atac cu aceste sulițe și plus scuturile pentru care erau de altfel renumiți. Și fiecare scut avea și blazonul legiunii din care făceau parte. El prima dată a fost descoperit în momentul în care am devenit noi parte a României. Deci după 1878, această zonă vă dați seama că era foarte exotică, dar și foarte interesantă, mai ales pentru oamenii de știință. Și primul istoric care a venit și a început cercetările aici a fost Grigore Tocilescu. Începând cu 1882 a avut mai multe campanii de săpături în zonă. Ulterior, Vasile Pârvan i-a preluat lucrările și de aceea s-au deschis și aceste muzee. Forma pe care o avem noi acum renovată este din 1977 și tot atunci s-a înființat și Muzeul de Istorie pe care îl vom găsi chiar în interiorul localității și care poate fi vizitat, program normal de vizită, chiar îl recomand într-o incursiune de o excursie de o zi în Dobrogea sau de ce nu, un sejur mai lung. Eu zic că este o oprire foarte interesantă. Da. De aici recomand să mergem să vedem și fotografiile pe care, din fericire, ni le-au pus aici în lateral, ca să vedem și cum arăta monumentul la momentul descoperirii. Mie mi se pare impresionant de faptul că și-au dat seama că este ceva de o importanță extraordinară și au reușit să salveze piesă cu piesă. Foarte mergem puține, acolo? Da, din materiale au fost reutilizate poate pentru alte construcții. Asta cred că s-a întâmplat mai mult în zona cetății decât aici, în monument. Cât de ud o fi, hai că merge. Da? Ne iese? Ne iese. Merge. Aha, deci în partea de sus vedem ce au găsit. Da. Exact cum au început de la 1882 documentarea arheologică. Da. Și faptul că după aceea au reușit să adune toate metopele, aceste 50, din 54 doar 49, să le reproducă în forma în care le vedem acum și pe cele originale să le vedem în Muzeul de Istorie, dar o să le vedeți și pe acelea sunt extraordinar de bine păstrate. Adică mă gândesc că probabil în momentul în care au căzut
fiind doar acoperite de pământ, s-a format o conservare naturală, ceea ce ne ajută pe noi acum. Și probabil din alte descrieri să fi văzut și partea superioară, acoperișul cu solzi și acel înger, care totuși este soldatul roman, cu scuturile, cu dacul prizonier la picioare. Și dacă nu mă înșel, există și niște domnițe, da, pe lateral. Se vede bine și de aici. De aici începem să vedem exact dintr-o altă perspectivă. Și sus, la fel, sunt expuși sub formă de prizonieri localnici pe latura pe care ne uităm noi acum. Dar el a avut doar rol de monument, exact cum este și coloana lui Traian din Roma. Este comparată, pentru că și acolo sunt reproduși foarte des dacii noștri, tot așa, în formă de respect pentru cât de viteji au fost în luptele de cucerire din perioada Imperiului Roman. Și mai avem aici un obiectiv, da, un pic ascuns acolo, un mormânt tumular, exact, un mormânt tumular. Așa cum avem și noi mai târziu, inclusiv aceste mausolee. Aici se pare că au fost îngropați, da, soldații. În perioada respectivă erau inclusiv niște plăci care menționau și numele lor. Din păcate, acum nu le mai avem și a rămas doar în formatul acesta pe care îl vedem noi. Și el era într-o formă circulară. Și atât este vizibil, a, doar vedem pietrele. Această latură. Exact. Okay. Dar din fericire aici se păstrează și un parțial din textul descriptiv. Vântul de la noi, din păcate, nu ne permite să avem tot timpul aceste panouri descriptive într-o formă foarte bună. Știm că și cei de la Cetatea Histria ne-au zis că au avut aceeași problemă pe timpul iernii. Exact, da, da. Trebuie îndepărtate. Trebuie să le pună la păstrare, exact, că le-a vântul altfel. Și acum, exact, chiar și în dreptul monumentului am avut un astfel de panou descriptiv foarte bun, de altfel, pentru cei care vizitează individual și care cred că momentan a dispărut din cauza furtunilor din ultimele zile. Da. Vedem că este destul de mare, da, și din fericire are și în limba română și în limba engleză, așa, mai primim și noi turiștii. Exact. Care face referire tot la săpăturile din 1882, începute de Grigore Tocilescu. El a avut, de fapt, mai multe sesiuni de cercetări aici, până prin 1906, dacă nu mă înșel. Aceleași referință la războaie și, evident, comparația cu columna lui Traian de la Roma, care are forma aceea doar cilindrică și atât, pe când la noi este mai monumentală, cumva prezentată și cu aceste metope la nivel orizontal față de coloana de la Roma, care este la nivel vertical. Mai există niște săpături făcute, dar acum nu ne permite ploaia pe care am avut-o peste noapte să mai accesăm. Și acolo mai există un mormânt al unui ofițer, numai că nu este încă decopertată în întregime zona. Eu aștept să mai vină și aici studenții de la arheologie, da, pentru că știu că se lucrează periodic. Okay. Când la Cetatea Histria, când la Argamum și cu cât vor decoperta mai mult, cu atât sigur vor mai descoperi lucruri. Uite, mai întoarce-te un pic, că o vedem aici foarte frumos în stânga noastră. Se mai vede, da, o altă perspectivă, exact, asupra monumentului. Construcția și atunci a durat, din câte știu, undeva cam până în anul 109, okay, după Hristos. Iar cea din 77, cam cât din timp? Din 1977 nu știu exact. În 1977, de fapt, a fost deschis către vizita publică. Ah, okay. Deci, okay, probabil, deci, tot așa, un 2-3 ani înainte, da, exact, uh-huh, până au pregătit cu totul. Iar după ce s-a terminat acest monument, s-a construit și cetatea Adam Clisi, pe care o să o avem la niciun kilometru distanță de, okay, aici, care a fost una din cele mai mari așezări civile din perioada respectivă. Și o să vă dovedesc tot așa cum am dovedit și la Histria câteva lucruri la fața locului. Ok, da, bă, așteptăm să ajungem. Nu am mers foarte mult de acolo până aici. Este chiar și de mers pe jos pentru cine vrea să facă chiar o plimbare. Cred că dacă întorci un pic, ea se vede, uite acolo chiar undeva se vede departe. De aici, partea de superioară a monumentului. Uite acolo undeva în zona aceea, se vede monumentul. De aceea și spuneam că inclusiv turcii au numit monumentul respectiv ca fiind Biserica Omului, Adam Clisi, casa lui Adam, pentru că ei erau obișnuiți că o biserică trebuie văzută de oriunde. Ideea unde ne-am oprit noi acum, noi suntem chiar la cetatea antică, cea pe care a și ordonat-o a fi construită Traian după ce a cucerit regiunea. Ea a avut mai multe conduceri romane după aceea până prin anul 300,
multe atacuri succesive, tot felul de migrații au dus la decăderea ei. Dar în perioada Imperiului Otoman deja nu mai era aici și cu siguranță de aceea ruinele au rămas în forma asta. Satul este imediat alături, la încă un kilometru distanță. Aici când a fost construit doar ca așezare civilă, nu cu rol de castru, cum am avut de exemplu la Capidava când am vizitat împreună, care avea rolul acesta militar de fortăreață de supraveghere către Dunăre. Pentru că aici suntem chiar în mijlocul unei văi. Bine, acum momentan chiar simțim și vântul, dar într-adevăr era o protecție mai naturală, fiind flancată din toate laturile de turnuri de apărare. Chiar aici în dreapta noastră vedem forma aceasta circulară, ăsta era unul din turnurile de apărare, care era fix lângă poarta de intrare. Porțile de intrare atunci fiind construite succesiv, la un moment dat au avut și tot felul de arcade foarte frumoase. Noi suntem chiar pe poarta de intrare est și cu vest, pe care pornea Via Principalis. Asta nici nu prea mai are nevoie de traducere, era chiar drumul principal și era poarta de intrare folosită în special de șaretele cu cai. Aici e deja începem să vedem urmele, sau uite, le vedem chiar în dreptul porții. Hai la poartă, chiar în acolo, dreptul porții aici le vedem foarte bine păstrate. Da, asta? Pe care le-am găsit și la Histria. Da, dacă țineți minte că vi le-am arătat. Exact, acestea sunt urmele tocite de la șaretele de atunci. Iar aceste striații pe care le vedem aici erau pentru a nu aluneca copitele animalelor. Adică erau făcute și ele cu un scop, da, în momentul în care mergeau. Și tot de la această distanță vine în zilele noastre inclusiv șasiul de la mașinile pe care le conducem. Așa. Pentru că deja intrările și șoselele aveau lățimea venită de la șarete, da, și atunci s-a păstrat și în automobilele moderne. Pentru că sunt multe drumuri pe care noi le vedem astăzi și care au fost făcute cu mulți ani în urmă, sute de ani, de către șarete. Acea glumă cu toate drumurile duc la Roma, fix de aici vine. Romanii întotdeauna aplicau aceleași principii în toate cetățile pe care le dezvoltau. Aici și-au relocat veterani care luptaseră și așa a și intrat într-un mod foarte natural alfabetul și limbajul latin în vocabularul triburilor din zonă și ulterior și alți soldați s-au naturalizat aici, căsătorindu-se cu familiile. Ce mai vedem aici, foarte interesant, chiar pe mijloc? Un fel de canal, așa. Da, un sistem de apeduct, pentru că Dobrogea este renumită pentru cât este de secetoasă. Noi nu avem foarte multe fire de apă și, în general, comunitățile umane se așezau lângă un fir de apă. În cazul acesta, neexistând un fir de apă, aveau acest tip de apeduct care colecta apa, da, ca să aibă apă potabilă comunitatea și să înflorească. Și a fost, la un moment dat, a avut și rang de municipium, deci chiar a crescut localitatea ca să aibă inclusiv basilică episcopală. În total, cred că a avut vreo 4 basilici expuse pe aici. Unele din ele chiar ne vor fi explicate. Din fericire, un localnic care nu mai stă în Adam Clisi a sponsorizat și am avut o plăcuță și la intrare și o să mai vedem una imediat peste drum. Zonele cele mai importante, pentru că evident fiind o urbe și pe drumul principal, aici erau edificiile cele mai importante, basilicile, zona de piață, cum aveam și la Histria, și sunt explicate și cu texte și cu un desen, un fel de 2D spre 3D, ca să înțelegem cam cum erau de fapt proiectate în perioada respectivă. Știm că romanii erau niște ingineri extraordinar de buni. Separate aveau cumva de dedesubt sau în lateral, inclusiv un sistem de canalizare, de scurgere a apelor menajere, dar nu interfera cu colectarea de apă potabilă, iar cisterna de colectare de apă potabilă, într-o primă fază, a fost chiar undeva aici, în apropierea porții de est și vest. Ele, în latină, drumurile acestea se numeau Cardo și Decumano. Cardo era rădăcina cuvântului cardinal, puncte cardinale din zilele noastre, și este corespondentul pentru drumul sud și nord. Dar pentru cetatea de aici, de la Adam Clisi, porțile de sud și nord nu sunt atât de bine puse în valoare, din păcate. De aceea spuneam că eu îmi doresc să mai vină, să mai facă săpături și în continuare în zona aceasta. Iar acelea nici nu au avut un rol atât de important în cazul cetății Adam Clisi. Ele erau folosite mai mult cu scop pietonal și probabil nici nu erau atât de impresionante ca cele pentru șarete, da, care s-au și conservat mult mai bine. Da. Zona aceasta, aici putem să ne ducem către o altă parte de biologie și de botanică. Constanța, de fapt nu Constanța, Dobrogea este o regiune cu foarte multe zone protejate, cu rezervații naturale. Și asta cred că am povestit și la Enisala, pentru că acolo avem și rezervația de bujori. În perioada asta cred că au și înflorit. Iar ce am luat eu aici, aceste floricele foarte mici, este cimbru sălbatic. Dacă îl învârtim un pic între degete,
Miroase cimbru. Vom simți exact mirosul de cimbru. Yeah. Uleiul esențial. A, da. Cam spart cum ar veni pastiluțele acum, celulele. Mm-hmm. Este și un repelent foarte bun, apropo, dacă vă pișcă țânțari, bondari, albine și ce mai avem noi pe aici, puțin frecată locul zonei de pișcătură, ameliorează durerea respectivă. Și chiar este perioada lor acum. Le las aici, în caz că trebuie să fie polenizate sau dacă nu, să ajute în natură. Probabil mai avem și urzică sau multe alte plante, dar nu le știu nici eu pe toate, recunosc. Și tot felul de acești mușchi și lichieni. Astea știu că-s bune pentru copii, ca să învețe cu sudul și cu nordul. Da, iar sistemul acesta de canalizare, de apeduct, o să-l găsim până în capăt, până la poarta de ieșire, pe acest via principalis. De asta spuneam că era zona principală. În rest erau, evident, case de oameni. Vom avea și o basilică foarte frumoasă, care a avut și rol de basilică episcopală. Și aici, fiind așezare umană, civilă, după cum spuneam, în mod principal, a avut și toate tipurile acelea de funcționari. Și toți chestorii și tarabostes și toți cei din consiliile locale, municipale de atunci, care se adunau aici. Cred că o să urmeze chiar acum un pic în față. Care era chiar impresionant această basilică. Ea în lungime ar duce undeva la vreo 50 de metri. Și dacă nu mă înșel, lățimea este la vreo 20. Și se păstrează soclurile de la toate coloanele. Deci cu siguranță clădirea când era în întregime și construită și tot era foarte impozantă. Pe lângă faptul că a avut rol de basilică, ulterior era și forul în care se adunau aceste consilii să discute soarta orașului. Iar la un moment dat o serie de cercetări au descoperit într-un lateral inclusiv amfore mai vechi sau recipiente de colectare, ceea ce ne dă de înțeles că probabil a avut rol inclusiv de piață publică. Da, da. Aceasta este, este Basilica Episcopală, exact, a perioadei respective. Și de asta mă gândesc, în momentul în care avea și coloanele și acoperiș și tot ce trebuie, cu siguranță era deosebită. Da. Iar ei știu că aveau mare grijă inclusiv la acustică, probabil, cu o sală atât de mare. Cu atenție pe aici. Din fericire, pe aici nu avem prădător natural, ca să spun așa. Așa. Când se încălzește, într-adevăr, putem să găsim foarte multe șopârle. Da. Avem și din acelea, în special acelea de piatră, alea cărora le place soarele. Da. Astăzi, cu siguranță, nu le vom întâlni. Dobrogea, într-adevăr, are și două tipuri de vipere, dar nu sunt în această zonă și, în general, ne evită ele pe noi. Ok. Deci, suntem în siguranță. Atâta timp cât, în momentul în care întâlnim un astfel de șarpe, nu îl întărântăm noi, în niciun caz nu va veni el spre noi din proprie inițiativă. Da. Iată și panourile de care spuneam, foarte bine plasate și foarte bine lucrate, exact ce povesteam un pic mai devreme, da, că din cauza sau din temperiilor pe care le avem în permanență și a vântului, trebuie făcute niște panouri care chiar să reziste și acestea sunt făcute foarte, foarte bine. Și aici este cu o proiecție de sus, doar nu mai avem și încadrarea aceea de tip 3D. Da. Dar aici e suficient ca să ne dăm seama, așa, Forensis era numele ei, dar cu rol de basilică episcopală. Pe stânga și pe dreapta tot ce vedem, de fapt acoperit frumos cu iarbă, cu siguranță adăpostește și mai multe povești. Adică, uite aici, chiar în stânga noastră. Exact. Deja se și văd aici un pic sub iarbă, niște mici ruine. Da. Și clar se vede încadrarea unei camere și după aceea continuă. Deci mai sunt multe de descoperit aici. Exact. Da. Ar mai putea fi foarte multe lucrări de făcut. Faptul că aici se oprește sistemul de canalizare, de fapt ne arată că sunt construcții din două perioade diferite. Pentru că spuneam că după anul 109, când a fost construită prima dată, ulterior, fiind și foarte multe alte atacuri, ea periodic a fost refăcută sub mai mulți împărați romani, cam până prin anul 360 după Hristos. Da. Uite, deja se vede și capătul, să zic așa, da, marginea. Da, deja ne apropiem de celălalt capăt, da, dar o să vreau să mergem până în capăt, să ieșim pe poartă, okay, ca să schimbăm complet perspectiva, pentru că acolo, la poarta de intrare, am avut doar un singur turn circular încă vizibil, da, suficient de bine, cât să ne facem o idee. Din latura aceea o să avem
cel puțin 7, dacă nu mă înșel, okay, astfel de turnuri, unele într-o formă semicirculară, altele într-o formă un pic mai spre pătrat sau hexagon, pentru că și ele, aceste construcții succesive care s-au făcut aici pentru cetate în perioadele de refacere, evident, neapărat moda, probabil și stilul de construcție diferea de la o perioadă la alta și atunci nu au mai avut formă circulară, poate au avut pătrată și ulterior din mai multe laturi. Probabil a ajutat din punct de vedere al rolului de apărare. Având mai multe laturi, să zicem hexagonul, cu siguranță puteai poziționa soldații care să observe din mai multe unghiuri. Da. Aici deja văd că este în două trepte, cumva, sistemul. Da. Uite aici. Dar el rămâne cu același rol principal de colectare a apei și vedem că deja are și o pantă naturală, un unghi de scurgere, deci cel mai probabil o cisternă era chiar aici, în, undeva în capăt. Una din cisterne chiar a fost la un moment dat transformată și ea într-o basilică. Și asta a fost și unul din motivele pentru care la un moment dat cetatea a devenit părăsită, pentru că au preferat să se ducă în alte zone, în apropiere, unde aveau și un izvor de apă potabilă. Era totuși mai ușor de a supraviețui decât așa cu partea aceasta de colectare permanentă. Da. Dar uite aici ce jos e, în stânga noastră. Da, de asta spuneam că aici se vede că suntem într-o pantă descendentă. Da. Unghiul natural al dealului. Deja de aici nici nu mai avem perspectivă către monument, că suntem în baza inferioară. Și atunci, în general, secolele, din ce știu și eu de la arheologi, se măsoară un metru, înseamnă cam 100 de ani. Da, dacă da, aici suntem la nivelul acesta și aceste ziduri deja se duc în jos, cel mai probabil acestea vor fi datate chiar mai vechi. Mai înapoi, da, da, mai da, vechi. Da, decât cele pe care le avem aici. Deci aici ne zice perioada cercetării. Și avem Basilica C. Și aici avem acea reprezentare de care spuneam, ca să ne facem o idee cum au fost ele făcute ca zonă de altar, zonă de acces cu coloane și la un moment dat văd că a avut inclusiv acoperiș. Aha, am găsit prima jumătate a secolului al IV-lea. Ok. Dacă ne referim la secolul al IV-lea, bănuiesc că este vorba după Hristos, pentru că exact ce spuneam, prima fortificație a fost construită în perioada lui Traian și ulterior spre sfârșitul Imperiului Roman. Și uite, cercetările au pornit din 1906, da, și da, 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 tot așa. Nu, faptul că este la un nivel mai jos, asta încercam să ne dau o explicație, da? Zice că anterior se afla un templu construit în secolul II. Deci probabil baza de templu, se văd și pietrele care sunt mai mici și mai neprocesate față de pietrele de la apeduct și de la zidurile cetății. Okay. Romanii deja șlefuiau, deja aveau finețe în lucrătură, pe când pietrele pe care le avem aici la templu se vede că sunt mai... Deci astărei sunt din secolul 2. Din secolul 2 și cu siguranță ulterior doar au refolosit construcțiile pe care le-au găsit, ceea ce se întâmplă de altfel peste tot. Da. Întotdeauna resturi de coloane pe care pur și simplu vă că le-au lăsat aici în stânga, care probabil au făcut parte la un moment dat din acea basilică din secolul 4, conform reprezentării arheologilor. La fel și aici diferența de zid. Piatră foarte neregulată și da, doar pusă una peste cealaltă, comparativ cu piatra aceea mult mai șlefuită, care a venit evident datorită ingineriei romane. Și aici, când vom ieși, se văd chiar sus de tot la porțile de intrare că ea a avut cu siguranță o arcadă. Au mai rămas doar primele pietre, cele de bază. Da. Acelea fiind și cu unghiul acela acolo, știu că a fost, tot timpul sunt admirate și acum tipul acesta de construcții, dar dacă și-au fi pierdut structura la un moment dat de susținere, probabil de asta au și căzut. Și suntem iarăși pe drumul de acces, unde se văd și aici foarte bine tocite urmele de la roți. Da, iată-le. Evident că sistemul de trepte este cel pe care îl avem noi în zilele noastre. El cu siguranță a avut o altă fluiditate și o altă unitate de mișcare la momentul respectiv. Dar ca și conservare arată foarte bine și inclusiv pentru copii, ca să le strânească imaginația, eu zic că este un punct de pornire foarte bun. De acolo, de pe platou, când o să începem să ne uităm stânga-dreapta la ziduri, o să vedem foarte bine aceste turnuri.
întotdeauna uneori este foarte bine să ne îndepărtăm de lucruri ca să vedem o perspectivă mai largă. Da. Și care să ne schimbe un pic concepțiile. Mai ales latura din dreapta noastră păstrează foarte bine aceste turnuri. Da, ei, și acum le vedem pe toate. 2, 3, 4, 5, 6, iată-le. Exact. Și cel mai probabil mai existau și aici în continuare, dacă ar continua săpăturile, aproape sigur vor avea cam același nivel de înălțime. Și cel puțin încă unul, cu siguranță, se găsește aici, adică frumos conservat. Adică în partea stângă. În partea stângă, exact, din da. Unghiul în care ne uităm noi acum. Da. Păi da, pare că mai e de săpat, de mai, mai e de căutat. Da. Știu că periodic se fac proiecte de arheologie și de săpături la noi și, într-adevăr, ca școală de vară pentru studenți, mă gândesc că este, cum ar veni, locul lor de joacă cel mai frumos. Da. Unde ar putea să îmbine mai mult exact, în care chiar să și descopere cu adevărat istoria mai departe pentru noi și pentru generațiile care vin. Da. Și ne-a adus și la muzeu. Da. Dar înainte de a intra în muzeu, o să ne explici așa un pic cam ce reprezintă acest mozaic. Da, o să admirăm un pic și fațada, pentru că am mai povestit de mozaice și la Mangalia când am vizitat. Da. Mozaicul de la Casa de Cultură de la Mangalia știu că a fost foarte controversat, pentru că fiind făcut în perioada comunistă, oficialii de atunci nu au fost mulțumiți, fiindcă nu avea suficiente simboluri comuniste și da, de origine sănătoasă. Aici nu este cazul. Știm deja că muzeul a fost inaugurat în 1977, deci tot la fel făcut în perioada comunistă, dar aici este foarte frumos și foarte simplu descris perioada cu Traianus Decebalus, de o latură și de cealaltă, Tropeon Traiani, deci accentul rămâne pe monument și pe cucerirea acestei regiuni, pentru că jos îl avem chiar în mijloc un desen micuț care reprezintă tot monumentul, evident că nu puteau fi reproduse toate detaliile, Pontus Euxinus, pentru că ne aflăm la malul mării, și inclusiv faptul că au fost foarte multe porturi aici. Într-o latură, în latura noastră din stânga, în care prima cetate este cu Argedava, eu după cum văd acolo reprezentarea, ar putea fi chiar Lupa Capitolina, deci să fie latura totuși un pic romană. După aceea cetățile știm că au fost și controlate de romani, mai ales acestea Petrodava, Sucidava și Capidava, care chiar a fost fort la Dunăre. Am făcut și Capidava de altfel împreună. Da. În latura cealaltă, acolo eu zic că este o reprezentare ușor naivă, probabil a lupului din steagul de atunci pe care l-avea Decebal. Așa ar părea. Pentru că acolo era mult mai bine reprezentat, într-adevăr, în brâul de la monument. În rest, văd că avem probabil soldații, inclusiv reproduceri probabil de lupte cu soldații romani și dacii noștri reprezentați, ce mi se pare foarte drăguț de altfel și interesant. Femeile, în schimb, deja au reprezentații ale costumelor populare pe care le cam regăsim acum în zilele noastre. Atunci nu erau atât de elaborate cămășile de atunci, erau mult mai simple și prinse poate doar cu un ac de decor. S-ar putea să avem chiar în interiorul muzeului astfel de mici decorațiuni, dacă nu, cu siguranță le-am văzut la Mangalia. V-am adus și înăuntru după ce am admirat mozaicul, pentru că încă de la intrare avem foarte bine și foarte frumos structurate toate informațiile. Am povestit de Grigore Tocilescu, începând cu cetatea și cu monumentul, iar aici îi avem expuși pe toți cei care s-au ocupat de partea de săpături, inclusiv cu fotografii de la momentele respective. Încă o dată povestea Tropeon Traiani și a săpăturilor făcute, harta pe care am văzut-o și la cetate, dar cred că ne ajută și aici să mai avem o priveliște. Noi când am vizitat cetatea, am pornit de aici, de la punctul 1, da, și am ținut exact Via Principalis, exact până în capăt, unde am admirat turnurile de pe exterior, plus basilicile, în special Basilica Principală Episcopală, Forensis, și se vede cât de mare este potențialul de a mai face cercetări aici. Ceea ce eu rămân optimistă că se va întâmpla și în continuare. Da. La fel, o succesiune a descoperirilor făcute în zona monumentului, inclusiv cu partea de tubul de care povesteam și mormântul acelui ofițer pe care l-au găsit în apropiere. Deci acolo este, de fapt, un complex de trei. Și în Adam Clisi avem trei zone pe care le putem vizita. Monumentul, cetatea și acum unde am ajuns în muzeu. Da. În 1977 a fost deschis muzeul
Și așa a fost organizat, dar ușor, ușor văd că au mai actualizat un pic inclusiv informațiile, pentru că ei expun și piese pe care le-au găsit în regiune. Aici au fost foarte multe comunități așezări umane din mai multe perioade antice diferite, inclusiv din partea de neolitic și la fel influențele și ale comunității grecești, dar și ale comunității locale. Aici ajungem, este perspectiva cea mai unde frumos. Unde să ajungem, dar mai avem puțin. Aici sunt practic ruinele găsite... Piesele originale. Pe care au preferat să le conserve în această formă. Da. Termenul științific fiind metope, aceste plăci foarte mari, sculptate, pe care acolo le-am văzut sus, poziționate și prea mai mici. Exact. Și acum o să vedem de aproape cât de mari sunt ele de fapt. Da. Foarte multe piese de origine getică, de exemplu, în această zonă, inclusiv fase funerare. Asta, dacă țineți minte, am descoperit și la Histria. Da. Inclusiv genul acela aproape ca un fel de cuptor reamenajat și care... În funcție de materialul din care erau făcute sau de formă, așa își dădeau seama arheologii din ce perioadă vin, inclusiv și din ce regiune, pentru că fiecare comunitate avea poate stiluri diferite de a le forma. Baze de coloane, la fel poveștile acelor basilici pe care aici le-au pe stâlpi, găsit. Da. Exact, fiecare stâlp are câte o poveste legată de zonă, în special din zona cetății. Și aici chiar este Basilica de Marmură și care a avut și a rol de Basilică Episcopală și cu Baptisterul. Baptisterul fiind zona în care se făceau botezurile pentru copii. La fel, piese de catarame de data aceasta, cele care acopereau, să zicem, sau țineau bucăți de material ori la soldați, dacă erau pentru uniforme militare, ori pentru doamne. Dar în cazul acesta sunt mai mult catarame, deci probabil erau de la uniformele soldaților. Genul acesta de amfore erau pentru a ține un special uleiuri, chiar și vin sau alte băuturi fermentate, pentru că știți că se putea fermenta atunci și mierea. Aia a fost una din primele băuturi fermentate încă din perioada Antichității, acel mied. Este un lichid și ușor alcoolizat și după aceea hameiul, care a devenit berea din zilele noastre. Iar formele acestea, mai ales cu cât erau mai subțiri în partea de jos, erau pentru a fi depozitate pe nave, se punea un strat de nisip, da, și așa le țineau în siguranță și în picioare. De aceea a apărut ulterior, la conquistador, la portughezi în special, acel vin de Porto și de Xeres, sau Sherry, pronunțat de britanici, vinul fortificat cu alcool, ca să reziste pe durată mai lungă, când începeau să facă campaniile de cucerire. Aici sunt opaițe, pentru că deja descoperiseră evident și focul și diverse uleiuri care puteau să țină flacăra. Iar ulterior mai erau și acele vase speciale pentru îmbălsămare și pentru parte funerară. Din acelea erau expuse foarte multe la Constanța, la Muzeul de Istorie. Deja avem unelte în partea aceasta, dar și vase funerare, pentru că așa credeau ei că își plătesc drumul, să spunem așa, către ceruri, prin astfel de ofrande care erau foarte scumpe, uleiuri, monede și alte piese. Și imediat după ce trecem de stâlp, da, o să vedem perspectiva către monument, chiar și ai de aici. Aha, uite, din vedem orice perspectivă ne acolo. Uităm, da, monumentul rămâne vizibil. Da. Bucăți de amfore, probabil pietre de moară, folosite pentru măcinat în, da, perioada respectivă, dar din acestea de uz casnic, să spunem așa, pentru că după aceea s-a trecut la cele de dimensiuni mult mai mari, când a devenit probabil o afacere în sine, partea de morărit. Și deja am ajuns la zona de meșteșuguri casnice, evident ceramică. Pe aceasta știu că am avut-o foarte bine expusă și la Tulcea. Deja aici suntem pe perioada romană timpurie. Sunt forme destul de simple. Cu cât evoluează Imperiul Roman, încep să apară acele desene foarte frumoase și forme mult mai elaborate și diverse forme de apeducte. Pentru că povesteam și la cetate că aveau sistemul acela de colectare de apă potabilă, apă curată, separat fiind și sistemul de ape menajere.
Tot la fel, obiecte metalice, care evident că au rezistat în timp și în istorie, ca să ajungă și în zilele noastre. O reprezentare a zeului Dionisos și jos ar trebui să mai găsim niște reprezentări de zeități, inclusiv una dedicată ploii, pentru că pentru ei era o sursă vitală de a colecta apă potabilă. Și un irac și un altar închinat unei astfel de zeități, tot la fel în semn de mulțumire, că datorită acelei zeități reușesc să supraviețuiască și să aibă acces la această apă. Întoarce-te cu camera, că ia uite ce... Și am ajuns, da, la metope, care sunt puse, cred că ar trebui să fie puse în ordine, dar aici ne explică foarte bine cum au identificat reprezentările pe care le-au găsit pe metope. 4 grupuri etnice, daci, geții, tracii, moiesi și bastarni. Erau aceste comunități foarte mici și în funcție de elementele vestimentare pe care o să le vedem la ei, dar inclusiv barba sau căciulițele pe care le poartă, de acolo și-au dat seama din ce comunitate făceau parte. Sunt 9 serii, a câte 6 segmente fiecare. Da. Aici ne arată un pic din succesiune, inclusiv unde l-au descoperit pe Traian, expus. Întotdeauna există un mic element care, din sculpturile găsite, exemplu din metope, tot timpul este conexiunea cu câștigătorul, cu cel victorios, cu Imperiul Roman. Da. Sau faptul că tot timpul au devenit victorioși, cum ne zice aici. Faptul că aici este înjunghiat un soldat roman care înjunghe un dac. La fel aici, soldat roman în poziție de cuceritor și deja dacul este în genunchi. Din fericire, la fel, mare parte din metope, primele două nu, dar deja următoarea, au și mici descrieri chiar la fața locului, ceea ce ne ajută să le înțelegem mai de aproape. La fel se văd brâurile cu lupul dacic, partea de jos. Da. Și aici ne dăm seama cât de mari și de impresionante erau, de fapt, la momentul respectiv. Aici l-avem pe împăratul Traian, iar după elementele de armură își dau seama că de fapt era de inspirație un pic greacă, dar ni-l arată la fel în poziție victorioasă, cum deja îl calcă în picioare pe un inamic. Pe acesta văd că nu l-au identificat ca fiind neapărat dac. După căciuliță și după barbă, probabil ar putea să fie. Când o să-i găsim și celelalte reprezentări ale populațiilor locale, o să vedem diferențele acestea vestimentare. Inclusiv și la femei vor fi câteva. Și cel mai simplu element de înțeles în partea asta, întotdeauna, de obicei, soldatul roman va avea genul ăsta de desen. Da, era o cămașă din zale, care evident că îl proteja în caz de atac cu diverse sulițe. Da. Și s-au păstrat destul de bine. Evident că acum, văzându-le de aproape, anumite elemente parcă nu mai sunt atât de pregnante. Da. Deja s-a schimbat și tipul de uniformă, dar tot la fel se înțelege că aici este un dac, pentru că zice că este capturarea unui dac aflat pe fugă. Iar armura este din solzi, care se pare că aveau și o denumire, Lorica Squamata. Pentru că și armele erau de diverse forme în funcție de legiunea din care făceau parte. De aia am spus și la metopă, la monument când l-am analizat, că a existat un atac al cavaleriei, adică soldații călare și automat aveau alt tip de săbi și un atac al infanteriei. Și probabil acolo, bine, o să mă raportez la baionete, dar acele au apărut ulterior, baionetele nu erau în perioada lor. De aici deja avem călare în șaretele acelea de luptă, carele de luptă, care erau foarte puternice și cu o viteză de deplasare cu siguranță mult mai mare.
În schimb, aici ne arată și un fil de reprezentare a momentului respectiv, care cu siguranță a fost foarte tragic pentru populația locală, inclusiv un copil, da, care încerca probabil să fugă din calea luptelor. Că uneori uităm așa să înțelegem și contextul, că acolo au mai fost și alte persoane neapărat implicate direct, dar care au fost afectate cu siguranță. Deci aici suntem încă în perioada de bătălie. Ținem minte că reprezentarea aceasta a oilor am văzut-o și în replică pe monument. Dar asta cred că face conexiunea doar cu muncile agrare la care erau ei renumiți în zonă, exact, bogățiile locale. De asta se dorea zona, pentru că era renumită pentru tot ce poate să ofere pe partea de agricultură și după aceea și pe partea de aceasta zootehnică. Asta s-a întâmplat și ulterior, inclusiv când a fost și partea Imperiului Otoman, faptul că dădeam acele tributuri în diverse produse și noi aveam varietate suficientă din care să oferim partea aceasta. Deja aici suntem pe latura un pic mai civilă, pentru că avem femei locale prezentate, inclusiv cu un copil în brațe. În general, după ce se făcea partea asta de cucerire, erau, evident, e mult spus, rugați, obligați să, da, înceapă să prezinte, să facă ca un fel de jurământ de credință. Aici avem, în schimb, cuplu, soț și soție, tot la fel. În momentul în care deveneau prizonieri, exact, trebuiau să accepte cumva și verbal partea aceasta. Ofițeri romani superiori, probabil cu dictatele de atunci, care veneau să impună deja noile reguli. Aici clar este un prizonier, se văd mâinile la spate, se vede lanțul. Și da, aici ne-l și explică. Prizonier barbar germanic, părul strâns în nodus. Acel mini turban și strâns un coc mic într-un colț lateral, cel care are mâinile la spate. De asta spun, în funcție de elementele de vestimentație pe care le aveau, își dădeau seama, și-au dat seama din ce triburi făceau parte fiecare localnic expus. Ne ducem și la partea inferioară, unde continuă metopele, da, și unde vor mai fi expuse piese pe care le-au găsit inclusiv la cetatea Dropeum Traianicea, care este de la doar un kilometru de monument, pentru că și cetatea, la una din porțile de intrare, cel mai probabil la Via Principalis, de aia spuneam că era calea de acces cu șarete, au avut și acolo o reproducere a lui, a soldatului roman, probabil cea pe care o și vedem în capăt. Cea din față, cea mare. Cea din față. Da. Și mai avem și aici doar o mică parte, tot așa, dintr-o armură din aceea. Acesta este trofeul din perioada lui Constantin cel Mare, la poarta de est. Deci exact pe unde am intrat noi, okay, deasupra, dar acolo s-a pierdut partea superioară și s-a găsit doar o parte din monument și este tot o parte dintr-o uniformă de soldat, aceste zale mai largi, dar asta cred că era deja mai mult aia de paradă, mai puțin aia de luptă, pentru că aia de luptă era cea cu multe zale. Da. Așa. Continuăm mai întâi cu metopele și după aceea admirăm și piesele? Bineînțeles, da. Ok, ia să vedem. Că aveau ordine. Da, da, exact. De asta și zicea acolo, sunt 9 erau, au fost în total din 54, 9 secvențe a câte 6 metope. Da. Și am ziceam eu că au mai rămas doar 49, noi mai având acum 48 disponibile. Dar este deja mai mult de 75%, da, ceea ce, da, ne dă o, e foarte important, o succesiune, da, exact, a momentului. Aici deja avem soldații romani cu drapelele de atunci, drapel, când deja intraseră victorioși cu siguranță. Și mai ales că și ținuta pe care o au este civilă, nu este nimic cu rol de protecție, sunt doar partea textilă și partea de ceremonie, triunghiurile acelea din față, care știm că ulterior în timp s-au dezvoltat tot mai mult toate mantiile și toate decorațiunile pe care le aveau. Aici, efectiv, în marș, soldații romani, similar și aici, dar aici încă păstrau scutul și sabia aceasta mai mult de ceremonie, că o vedem că este și cu diverse modele. La cele de luptă aveau mai multe tipuri, uite cum este aici, este cu ceva suliță,
Din câte observ, cineva este deja căzut. Da, lichinând ultimele rezistențe barbare. Și aici încă se folosea arcul. Deci localnicii încă foloseau arcul cu săgeți, pe când ei deja aveau alt tip de arme. Exact cum povesteam și la cetate, să simți așa că intri un pic în istorie și că înțelegi cam ce s-a întâmplat atunci. Da, aici evident că deja se transformă în masacru. Asta era la fel. Am mai văzut această fotografie un pic mai sus. Soldatul roman cu pumnalul deja peste barbarul local. Barbar, ca așa îl numeau ei, evident. Da. Care folosea un alt tip de armă un pic curbată. Și pe care, apropo, o găsim mai târziu la iataganele turcești. Okay. Dacă ținem minte așa, sabia aceea curbată. Cunoscută ca fiind și foarte bună în caz de atac, tocmai pentru că are un unghi mai mare de a răni. Uite și aici, se vede foarte bine expusă. Doar că ei nu aveau nicio formă de protecție față de soldat, da, care avea și armură și scut. Da. Da. Și spune că soldatul are și armură și coif și scut și gladius. Gladius cred că era una din armele de luptă, în timp ce barbarul are doar o sabie curbată. Iar barbarul aici este trecut ca fiind dac. Aici avem o reprezentare a împăratului Traian, tot la fel cu ținuta de campanie și cu lance, iar soldații în spate cu scuturile. Dar ținuta de ținute, mai ales în cazul lor ca împărați, erau mai mult doar cu rolul de a se impune, de a câștiga autoritate, chiar și fără să mai deschidă gura, cum ar veni de multe ori. În continuare, luptele continuau, după cum ziceam, au durat foarte mult luptele și a fost foarte greu pentru ei, tocmai de asta au apreciat foarte mult vitejia lor și le-au dedicat și atâtea metope pe monument. De data aceasta ne întoarcem la acel barbar germanic, care deja este căzut, dar la fel părul prins aici cu acest nodus, așa se cheamă, da, acel mic coc. Și dacă ne gândim și la vikingi, că se reproduce așa, se duce un pic în timp partea aceasta a esteticii a părului. Aici deja iarăși soldații romani în marș. Și suntem aproape de final, când deja încep să fie victoriași, că îi văd inclusiv cu steagurile. Da. Diferite tipuri de soldați, că de asta spun, diferențierea se făcea și în funcție de uniformele pe care le purtau sau steagurile respective aveau acele blazoane, care evident că ulterior s-au tot dezvoltat. Încă o reprezentare a împăratului Traian, care foarte bine păstrată. Deci ofițer și împăratul mergând spre dreapta. Aș zice, adică probabil, ofițerul e acela și împăratul în dreapta. Cam așa, da, da. Așa ar trebui. Și după cum îl văd ca și portret, că toate portretele acelea pe care le vedem și monede și toate astea, așa zic că el este. Îl aveau și ei reprezentat la intrare, chiar aici la muzeu. Și suntem aproape și vedem cât de mare era de fapt monumentul. Mai ales când avem și pe noi ca scară de dimensiune. Exact. Și faptul că a reușit să găsească astfel de piese, evident, uzura timpului. Dar acolo se văd exact foarte bine partea de uniformă a soldatului roman și după aceea foarte multe simboluri, inclusiv văd că acel vultur care s-a păstrat și la familiile regale ulterioare. Acestea cred că sunt, să vedem dacă este cu zeitatea de care spuneam eu, sau cred că o găsim un pic mai încolo. Nu, aici doar ne descrie exact aceste elemente ale uniformei, dar figurile acestea se vor regăsi foarte mult aici pe alea din mijloc. Și din studiile mele
Știu că parțile de sus, da, acolo ar fi trebuit să mai fie, dacă țineți minte, la cetate, noi am avut și niște lei expuși. Da, noi avem uite, un singur leu expus undeva în lateral, îl vedem dar acolo, toate da. Plăcile de sus, în general, văd că într-un fel onorează chiar pe prizonierii daci, pentru că sunt numai prizonierii expuși unul câte unul. Faptul că sunt totuși expuși, mie mi se pare acum, văzând-o înapoi, totuși ca o formă de onoare, ca totuși au meritat să fie și ei puși aici. Da. Și uite, acolo, în dreapta sus, vedem și leul. Pentru că monumentul fiind refăcut, au reprodus lei peste tot. Aici ne arată faptul că au găsit unul singur, de la care cu siguranță s-au inspirat. Da, da. În a face monumentul în întregime. Toată piatra este locală. Noi avem și acum cariere de piatră foarte multe. Și... inclusiv mult mai târziu, pe la 1800, în apropiere de localitatea Măcin, avem un sat care se cheamă Greci. Dar satul acesta Greci a fost populat de niște italieni sculptori la bază, care au găsit o piatră cu care ei deja erau familiari din zona Carrara, în zona oarecum, cred că Pisa, dacă nu mă înșel. Și uite cum istoria s-a repetat, când ne-au venit niște italieni ca să sculpteze la noi în zonă vreo 2000 de ani mai târziu. Da. Avem și aici monumentul. Aici o reprezentare. Da. Exact, care să ne arate. Și uite, de aici vedem mai bine și toate elementele pe care le au, de fapt, expuse sus. Toate acele figuri de la baza soldatului, acele fețe pe care le-am văzut și în dreptul monumentului, prizonierul dac și prizonierele femei, de altfel, de o parte și de alta. Deci, practic, ce vedem aici? Da. Da? E cea din capăt de acolo. E cea din capăt, exact. Cea mare și din acolo capăt. Ne dăm seama cât de mare era, de fapt. În schimb, soldatul nu cred că mai... E, sau ar putea să fie cel de la bază. Da. Uite. Doar partea acolo. Cele de aici le vedem acolo, în dreapta. Da, cele două femei, da. Prizonier. Le vedem acolo în dreapta, jos. O vedem una în dreapta și probabil că e una și în stânga, dar de aici nu mai vedem. Una din fețe e pusă pe margine, dar era exact la baza fustei, ca să spun așa, a soldatului. Da. Și ele au fost foarte simetric puse, două pe o parte și două pe partea cealaltă. Cele de aici? Cele de aici. Uite. Sunt exact cele pe care le vedem aici. Cele de aici, da. Sunt cele de sus, de acolo. Da, da, da. Prizonierii. Exact, doar că de data asta nu ne-au mai pus și lei. Ba da, uite, îl găsim aici, niște da. Lei. Exact cum îl avem pe cel de acolo expus. Da? Uite, lei. Exact, în timp ce metopele și lupul dacic este acest brâu pe care deja l-am admirat aproape da. Metopă cu metopă. Exact. Foarte multe baze de coloane, evident fiind bloc mare de piatră, cu siguranță s-a conservat mult mai bine în timp. Și alte, la fel, alte piese aici expuse pe mijloc. Deci, cu siguranță, merită o vizită da. Aici și având și aceste explicații, devine foarte interesant chiar și pentru copii, dar și adulții. N-am avut niciodată adulți care să fie nemulțumiți sau să nu fi găsit informații interesante aici după o vizită, în special dacă acoperi și tot complexul cu toate cele trei obiective. Chiar dacă nu știi și ajungi din întâmplare aici, doamnele cu siguranță vor recomanda. Când și pe noi ne-a întrebat încă de când am venit, dacă ne-am dus și la cetate și la monument. Exact. Deci exact. Întotdeauna vor recomanda să se facă toată vizita. Exact. Deci într-o zi poți să faci această vizită. Păi iată că aici ne oprim. Momentan. Și cu vizita noastră, deocamdată. O să vedem ce materiale o să ne mai pregătească Diana. Și până data viitoare îți mulțumim mult. Mulțumesc și eu încă o dată. Și să ne vedem cu bine. Pa, pa. Vom mai explora și pe viitor.